Salutare, dragi prieteni, și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi arăta ce mi-am luat pentru școală, pentru că astăzi am fost la Alexandria, adineori am venit, și astăzi vreau să vă arăt ce mi-am luat eu de îmbrăcat și de... și de încălțat și mai multe chestii. Veți vedea. Să începem cu primul lucru, cu încălțările. Mi-am luat acești Adidas, care îmi plac foarte și foarte mult. O să vă spun și prețul lor. Cam așa arată. Pe aceștia am dat 1.200.000. Îmi plac foarte și foarte și foarte și foarte și foarte și foarte și foarte mult. Cam așa arată și da. Al doilea lucru este acest tricou, care îmi place și el. Da, cam așa arată. El este verde, dar pe cameră se vede mai deschis ca în realitate. Cam așa arată. Pe mine este cu niște Adidas, cum vedeți. Și da, place foarte și foarte și foarte mult. Următorii au fost acești pantaloni care vine într-un training, care nici ne-am probat. Ok, o să le probez pe toate la sfârșitul videoului. Cam așa arată. Și da. Să trecem la următorul lucru. Următorul lucru este această bluză, care îmi place mult. Este cu o motoretă. Da, cam așa arată. Este albă. Au. Și așa vine și pe mine. Următoarea a fost această bluză. Așa, cu Game Over Activated. Îmi place foarte mult. Acesta este modelul așa. Da, este cu o consolă video. Îmi place foarte mult și aceasta. Da. Pe ea am dat 20 de lei. Pe Adidas, v-am spus, am dat 1.200.000. Pe bluza, pe tricou am dat 15 lei și da. Și pe pantalon am dat 45 de lei. Mai am și această bluză, care i-a costat 39 de lei, mi se pare, sau 40 de lei. Îmi place foarte mult. Cam așa arată, are și bluză. Au. Da, să vă spun. Oh my god, uitați cât costă, 99 de lei, oh my god. Ea este împreună cu trainingul, cu pantalonii aceia și cu bluza aceea albă. Ok, am și rupt-o, dar ea cam așa vine și cam așa vine. Ok, mi-am luat aceste pensule pentru desenat, care are mai multe culori. Mi-am luat aceste acuarele. Da. Pe ele am dat 10 lei. Ok, și pe pensule am dat 2 lei. Da. Mai am aceste chestii. Da, care am dat 5 lei pe ele. Ok, acestea, regulile acestea de geometrie, care sunt flexibile. Da, și pe ele am dat 3 lei. Și ultimele două lucruri au fost acest caiet de biologie.
melodie. Și acest cai de muzică. Da. Ok, și plus ce v-am arătat și data trecută, mini Howl Back to School. Ok, dacă v-a plăcut videoul de azi, să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Cristi și v-am pupat. Să-mi scrieți în comentarii ce v-ați luat și voi de școală. Vă pup, pa!